Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Maria și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de Top Transferuri. Da, vedem aici Jorginho vine la Chelsea pe 57 de milioane, da, fostul jucător al lui Napoli în vârstă de 26 de ani, mijlocaș defensiv italian, a semnat cu Chelsea. Incredibil, foarte tare acest transfer. Parcă îl dorea foarte mult Man City, da, vedem, a semnat cu Chelsea. Sau ăla era Alan. Dar mă rog, nu prea contează. Un transfer foarte reușit. Haide să trecem la următorul. Aici este vorba de Filipe Anderson. Atacant dreapta sau stânga. Brazilian de 25 de ani. A plecat de la Lazio la West Ham United pe 38 de milioane. Mi se pare o afacere foarte, foarte bună. 38 de milioane pentru Filipe Anderson. Dar eu știam că el a jucat pe stânga, dar mă rog. E ok, dar nu înțeleg de ce l-au luat și pe Yarmolenko, dacă... Rog, e treaba lor. Da. Haideți să mergem la următorul jucător, care este Asoro. Fost jucător la Swansea. La Sunderland, vine la Swansea, în vârstă de 19 ani, suedez, striker, pe 2.300.000, este un jucător cu potențial foarte mare și, da, vedem, poate va reuși la Swansea. Aici vedem încă un transfer la West Ham, de la Corinthians sau ceva de genul ăsta din Brazilia, paraguayan, CB 26 de ani, Balbuena, pe 4 milioane a venit la West Ham. Bun. Aici îl avem pe Andre Carillo, 27 de ani, din Peru, RV. A plecat de la Benfica la Al Hilal pe 4 milioane. Mi se pare un transfer foarte, foarte prost. S-a dus probabil acolo pentru bani, dar na, nu era nici foarte bătrân să zici. Mai mergea încă vreo 5 ani, dar s-a dus acolo pentru bani, deci îți dai seama. Aici un transfer foarte, foarte tare, Daley Blind, 28 de ani, olandez, RB, 16 milioane, a plecat de la Man United, s-a întors acasă la Arsenal, super, da? Apoi îl avem pe acest Nemanja Maximović, 23 de ani, sârb, CM, da? A plecat de la Valencia la Getafe pe 5 milioane. Foarte tare acest transfer. Da. Omul, dacă nu jucați, dai seama. Aici avem încă un peruan. Pe acest Cristian Cueva. Cam 26 de ani peruan. A plecat, nu știu ce echipă e aia, cred că e din Brazilia. La Krasnodar pe 8 milioane. Foarte tare acest transfer. Ok. Da? Și mergem la următorul transfer, care este Eder, jucătorul care a adus titlul mondial portughezilor, în vârstă de 30 de ani, striker, da? A fost împrumutat de la Lille la Lokomotiv Moscova și vedem Lokomotiv Moscova îl cumpără doar pe 1 milion de euro, mamă. Deci stai seama, doar pe 1 milion de euro să-l cumpere. Holy fuck, pe portughezul de 30 de ani. Aici îl avem pe Kyle Bartley. 27 de ani, englez, CB, 4 milioane jumate, a plecat de la Swansea la West Bromwich Albion, pe 4 milioane jumate, da, ok, să mergem mai departe. Aici îl avem pe Santiago Cáceres, n-am auzit în viața mea de omul ăsta. Și este un mijlocaș defensiv argentinian, fac, de... 21 de ani, care a plecat de la o echipă, n-am auzit în viața mea de ea, la Villarreal, și pe 10 milioane, ok? Aici l-avem pe Ignacio Puseto, care a plecat de la o echipă, nici de asta n-am auzit, la Udinese, pe 8 milioane, RV, 22 de ani, argentinian, da? Destul de ok transferul. Aici avem un transfer foarte tare, Wahbi Ghazri, tunisian, cel mai bun jucător tunisian în acest moment, după părerea mea, 27 de ani, cam, a plecat de la Sunderland după ce a fost împrumutat, la Saint-Étienne pe 7 milioane,
UK. Aici avem pe Emil Audero, care este împrumutat la Sampdoria de la Juventus timp de un an pe 1.021.000 de ani. Bă, portarul ăsta poate progresa, îți dai seama, 21 de ani. Da, să vedem ce se va întâmpla cu el. Aici îl avem pe acest marocan, Burabia, care a plecat de la Konyaspor la Sampdoria. Pe 2.250.000 în vârstă de 26 de ani. Cam în marocan, da. Burabia. Aici îl avem pe Busuma. Cred că ganezie sau ceva de genul ăsta, nu știu, sper să nu greșesc. A plecat de la Lille, mijlocașul central de 21 de ani, la Bournemouth, la Brighton and Hove. Este coleg cu Andone. A plecat pe aproape 17 milioane, pe 16 milioane 900. Diego Roland. A plecat de la Bordeaux la Deportivo Alaves, atacantul uruguaian de 25 de ani pe 5 milioane. Bun. Aici îl avem pe Fabio, a plecat de la Middlesbrough la Nantes, fundașul stânga de 28 de ani brazilian pe 2 milioane. Bun. Aici îl avem pe Caleta Car, care e vicecampion cu Croația. Parcă a fost și el în lot. Se transferă de la Red Bull Salzburg la Marseille pe 21 de milioane, da, fundașul central croat, 19 milioane, incredibil acest transfer. Da. Aici încă un fundaș central croat, însă de 24 de ani, Mitrovic, a plecat de la Beşiktaş la Club Bruges pe 3.500.000. Aici avem un transfer foarte tare, Alisson Becker, în vârstă de 25 de ani, portarul titular al Braziliei, a plecat de la Roma la Liverpool pe 62.500.000, dar știu că mai erau încă niște bonusuri și totul se ducea la 75.000.000. Mă rog, aici l-avem pe acest Christian Norgard, care e, echipa asta o știu, va juca cu Sparta Praga sau cu Slavia Praga, ceva de genul ăsta, în Europa League. Și echipa asta e vicecampioană sau locul 3 din Danemarca. Acest tânăr jucător, nu e chiar tânăr, care are 24 de ani, e da. Mă rog, danez, mijlocaș defensiv, a plecat pe 3 milioane jumate la Fiorentina, da, super. Aici îl avem pe Sydney, fost jucător la Deportivo, în vârstă de 28 de ani, fundaș central brazilian. A plecat pe 6 milioane la Krasnodar. Bun. Aici îl avem pe Diakabi. Bă, mie îmi plăcea domnul ăsta, păcat că n-a primit șanse. Și uite și tu, a plecat la Huddersfield pe 14 milioane în vârstă de 22 de ani. Goalkeeper francez, bun. Aici avem încă un goalkeeper, însă gales, de data asta în vârstă de 25 de ani. Danny Ward a plecat de la Liverpool la Leicester pe 14 milioane, super. Aici avem pe Dominic Drexler, cam german, a plecat de la Midland la Köln pe 4.500.000. Aici îl avem pe Gerson. Gerson, un jucător, după părerea mea, destul de bun de viitor, care a plecat împrumut de la Roma la Fiorentina pe un an, RV, 21 de ani, brazilian, da. Acum îl vedem pe Enrique González Casin, 28 de ani, striker spaniol, a plecat de la Osasuna la Deportivo pe 1.700.000, da, destul de ok. Ăsta un transfer tare, Jeremy Boga. Tipul ăsta la un moment dat mi se părea destul de promițător, ivorian, cam, da, a plecat de la Chelsea pe 4 milioane la Sampdoria, păcat de el, frate. Părea un jucător de viitor, să sperăm că va arăta ceva la Sampdoria. Aici avem o șoară, Olainka, 22 de ani, nigerian, CF, cred că strikers, sau sper să fie pe partea stângă, să nu fie pe dreapta. A plecat de la Gent la Slavia Praga, să nu cumva să-l țină pe bancă, pe băluță, pentru că asta ar fi chiar aiurea.
3.200.000, da? Aici îl avem pe Roberto Insigne, nu e Lorenzo Insigne, e fratele său care joacă pe partea dreaptă, nu pe stânga cum joacă el. Se este loan la Benevento de la Napoli, 24 de ani RV, da, nu știam care un frate, am aflat și eu ieri, da. Aici îl avem pe James McLean, care pleacă de la West Bromwich Albion la Stoke, în vârstă de 29 de ani, irlandez, RV, da, pe 5.600.000. Îl găsim aici pe Cristiano Piccini, RB, italian, 25 de ani, a plecat de la Sporting Lisabona la Valencia pe 8 milioane. Da, destul de ok transferul ăsta. Aici l-avem pe Mbemba, din Congo, 23 de ani, fundaș central, a plecat de la Newcastle la Porto. Asta un transfer destul de ok. 8 milioane, da, foarte ok. Și da, băi băieți, cam asta a fost episodul de Top Transferul. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să lăsați și voi acolo un like, subscribe, share să vadă cât mai multă lume. Eu am fost 007 Mario, pa!